Găsit. Codlea, 16 aprilie 2011, ajunul floriilor. Astăzi sunt floriile și creștinii prăznuiesc intrarea Domnului nostru Iisus Hristos, a Mântuitorului în Ierusalim. Noi am încercat să ducem aici flori, însă după florii, după cum știți foarte bine, urmează săptămâna patimilor, urmează răstignirea și învierea. Parcă prea seamănă destinul poporului român de foarte multe ori în istorie cu această răstignire și înviere de fiecare dată. Dacă ne ducem în legendă, mergem și la meșterul Manole, care tot zidea și iar se prăbușea mănăstirea și iar o luam de la capăt. Sigur, nu cred că suntem un popor fără început și fără sfârșit. Suntem un popor creator, suntem un popor cu o energie extraordinară. Problema noastră este că suntem prost conduși de foarte multe ori în istorie și mai ales în aceste vremuri. De aceea se întâmplă ce se întâmplă. Ați urmărit cu toții secvențele de la Codlea și vom vorbi astăzi despre modelul civic Codlea și despre o anumită frăție între cele trei municipii, Codlea, Brașov, Săcele. Ați văzut și în secvențele din film. Și vom vorbi despre starea României în acest moment, în apropierea sărbătorilor de Paști, 2011, la 20 și aproape 2 ani de la, hai să-i zicem, Revoluția Română începută și neterminată. Invitații în platou sunt de această dată poate diferiți față de ce vă așteptați. Încercăm să acoperim toate spațiile, dacă vreți, de interes public și al comunicării vis-a-vis de starea protestatară a Codlei și îndrăznesc a Brașovului la ora actuală. Ervin Albu, liderul protestatarilor codleni. Bună ziua! Cristian Panait, liderul protestatarilor săceleni. Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. Locotenent Ciprian Aldea, ofițer de presă în cadrul Jandarmeriei Brașov, purtătorul de cuvânt al acestei instituții, vă salutăm cu deosebit respect pe dumneavoastră și pe jandarmii noștri care ne apără întotdeauna de cele rele. Și în ultimul rând, domnul Sorin Varga, invitat de această dată din partea Asociației Solid, Brașov, Solidaritate, Libertate, Demnitate. Dânsul este vicepreședinte al acestei asociații. Bine v-am găsit! Vom vorbi astăzi, stimați telespectatori, cu noi aici în platou, cu dumneavoastră, despre ce se întâmplă cu țara noastră, ce se întâmplă cu spitalele noastre, ce se întâmplă cu sănătatea românilor și ce se întâmplă cu noi până la urmă. Și nu cred că suntem două baricade sau de o parte și de alta a unei baricade în această emisiune. Suntem cu toții participanți, dacă vreți, la traiul de zi cu zi al românilor. Domnule Varga, dumneavoastră ați fost chiar în interiorul, cum să spun așa, v-am văzut acolo pe platou, chiar în interiorul mulțimii. Cum s-a văzut, cum se vede, care este comentariul dumneavoastră despre
dacă vreți, despre ce s-a întâmplat la Codlea. Noi o să vorbim și despre ce s-a întâmplat la Codlea de vreo 13 ore înainte să întâmple chestiunea de ieri. Și dacă acest model civic de luptă este cel adecvat momentului actual al României. Am să încep cu un mic preambul, o întrebare retorică. Ce căutam eu acolo? E o problemă, fiindcă la gradul de atomizare care există la ora actuală la nivel de individ, fiecare îi pasă doar de el. Mie nu mi s-a închis niciun spital, sunt brașovean. Ce caut eu în Codlea? Ce am eu cu Codlea? Nu sunt nici din Săcere, nici din Codlea. Mi-e bine, mersi, și îmi număr în fiecare dimineață spitalele să văd dacă sunt același număr ca cele de ieri. Răspunsul este foarte simplu. Ceea ce îi se întâmplă lui Săcele sau lui Codlea ieri, mi se va întâmpla mie azi sau mâine. Dacă acum nu iau atitudine și nu sunt alături de ei, înseamnă că ei nu vor fi alături de mine. Din acest punct de vedere, neg exact ceea ce se vrea cu noi acum. Atomizare la nivel de individ. Am trăit 50 de ani de comunism. În comunism, fenomenul era exact invers. Diluția întregii societăți, tuturor indivizilor, într-un tot unitar, pentru a construi o utopie, comunismul, eram parcă la socialismul multilateral dezvoltat când a venit Revoluția, da? Dar utopie cu zine, domnul Varga. Eu îndrăznesc întotdeauna să apăr și partea aia. Așa este. Cu eu fabrici, nu, cu locuri de muncă, dar de utopie. Eu acum discut despre poziția omului în societatea civilă. Atunci eram cu toții cu un partid unic, un conducător unic, cu o doctrină unică și cu o societate de vis viitoare unică. Deci, practic, am ieșit din această diluție, din această clonare a individului și am intrat în 20 de ani de liberalist, să zicem, în care, iată, am ajuns ca un arc pe care îl consider oval peste timp, între Liviu Babeș în 89 și domnul Sobaru în 2010, să ne întoarcem de unde am plecat. Adică la ora actuală societatea civilă este la fel de bulversată, dar în loc să fie un tot unitar, este fiecare individ pentru sine. Nimeni nu iese să îi poarte de grijă vecinului în necaz. Acest lucru nu se poate, fiindcă este un lucru pe care și-l doresc cei care ne guvernează acum, fiindcă așa ne pot guverna mai ușor și așa își pot face numărul lor de îmbogățire și de dictatură. Nu mă risc de acest cuvânt. Și acum revenim. Ce căutam eu în Codlea? Căutam în Codlea ieri, sâmbătă, într-o zi destul de urâtă, n-o să stau cu familia mea. Mi-am luat un grup de prieteni, ne-am convins între noi, fiind alături de oameni din comunitate pe care îi sprijinim, pe care îi înțelegem și care aș vrea să fie și alături de noi, că nouă ni se întâmplă ce ni se întâmplă. Modelul civic Codlea este un model care trebuie urmat, care trebuie popularizat și admir faptul că media din Brașov, o parte din ea și dumneavoastră în special, ați popularizat aceste evenimente, fiindcă de fapt sunt un civism școală. Civismul școală înseamnă o redeșteptare a ceea ce ar trebui să fim. Lăsând la o parte politicul, lăsând la o parte interesele, există niște drepturi fundamentale umane, drepturi la muncă, drepturi la sănătate, drepturi la educație. În momentul când unia de lângă noi îi se încalcă acest drept, simțul nostru civic, atâta cât mai există, dar pe care trebuie să-l redeșteptăm prin astfel de acțiuni, trebuie pus în față, să ne lăsăm grijile cotidiene, să ne lăsăm spaima de șantaje, fiindcă ăsta este adevărul, suntem șantajați, suntem la o adică corupți, tocmai pentru a nu ieși în stradă. La ora actuală nu ne-a mai rămas decât ieșitul în stradă. Erodarea încrederii populației în ceea ce înseamnă politic a dus în situația în care lumea nu mai iese în stradă nici la astfel de manifestări, din cauza faptului că zice, oricum nu va ieși nimic. Ceea ce nu este normal. Iată că s-a găsit un oraș, îi spun un oraș care și-a găsit un lider, care și-a găsit un model, în jurul căruia s-au coagulat, așa zici și dacă mi-aduc aminte, acum doar de expresia, oamenii de bine, da? Și care au avut ceva de spus. În Codlea ieri, eu am fost un simplu spectator din mulțime și probabil că de-aia m-ați și chemat, de aceea nu m-am implicat, chiar dacă asociația din care fac parte s-a implicat, nu m-am implicat decât ca observator, tocmai pentru a simți pulsul mulțimii. Erau oameni din toate categoriile sociale, din toate vârstele, au venit să sprijine oameni din București, oameni din Brașov, oameni din Săcele, oameni de pe stradă, oameni care tocmai traversau Codlea, poate dintr-un motiv turistic, dar și-au dat seama că acolo trepida o idee, trepida un simțământ. Oameni puși împreună,
în slujba aceleași cauze curate, normale și firești, au trepidat împreună. Eu personal sunt pentru modelul Codrea și nu aș vrea să vorbesc ceva în versuri, dar în ultimele 2 săptămâni, că nu pot să zic ieri, în ultimele 2 săptămâni, în Codrea, azi și mâine, în toată țara. Asta da, este părerea. Nu rimează, dar se potrivește. Da. Modelul Codlea. O să fac și un scurt comentariu despre acest model civic, după care o să-i dau cuvântul lui Ervin Albu. Eu am urmărit, cum să spun așa, de la jumătate. Ei au început acțiunile cu mult timp în urmă, au avut mai multe probleme în Codlea, s-au solidarizat, și-au apărat, cum să spun, domeniul public, acum își apără spitalul. Și spun eu cu destulă vehemență, cu destulă energie, cu un aer de modernitate de tip european, care este salutar, un model deschis, iată, am avut acces toți și am putut vorbi liber acolo, sigur, fără să ne implicăm politic și este corect din acest punct de vedere, este corectă poziția de centru pe care o are Ervin Albu și nu numai ca și reprezentant al Forumului German, care este un factor politic de centru și de echilibru în România și poate vorbim și despre modelul Iohannis și despre alte modele civice care să le implementăm și în Brașov. Dar modelul Codlea, revenim, un model liber și civilizat, compus din toate categoriile, cum spunea Sorin Varga aici, deci de la bătrân până la tineri, chiar copii. Vreau să vă spun că am participat în ultimele săptămâni și am fost solidar cu acțiunile lor, ale celor de la Codlea, chiar ca om de media, dar ca om al societății civile, m-am implicat foarte, cum să spun așa, foarte activ și eu. Am asistat la, cum să spun, la unul din meetingurile de acum 2 săptămâni, am fost la Codlea și am văzut iarăși o solidaritate și o stare de spirit care trebuie menținută și crescută în limitele civismului pe care vrem să-l angajăm ca o tribună, dacă vreți, a întregii României pentru a ne apăra libertatea, demnitatea, sănătatea și toate celelalte ale acestui popor. Și ce m-a impresionat foarte tare în ultimele săptămâni, inclusiv acele forme de protest, încercări, sigur, nu de a bloca neapărat strada DN1, dar este un mod de a atrage atenția. Și iată că liderul de la Codlea s-a ales și cu un dosar penal și cu niște amenzi civile usturătoare pentru acest lucru. A încălcat, n-a încălcat legea, este altă chestiune, o lămurim. Însă ce am văzut la protestul, deci ați avut joi și vineri, cum să spun, o formă de atragere a atenției destul de civilizată și, cum să spun, cu mare impact din punctul meu de vedere, acele treceri nesfârșite pe trecerea de pieton de la intrarea din Codlea, pe pietonal, în șir indian s-a trecut strada, pietonii au trecut strada cu pancarte pentru a atrage atenția traficanților, participanților la trafic. Poliția rutieră, și eu le mulțumesc pentru o intervenție promptă și corectă, a dirijat circulația, a lăsat protestatarii, a lăsat mașinile și așa s-a petrecut acest, dacă vreți, marș continuu pe trecerea de pietoni, că suntem tot timpul ca pe o trecere de pietoni în țara asta. Am văzut acolo ce m-a impresionat, tineri, foarte tineri, aproape și copii, cum să spun, participând la acest act de civism. De asemenea, supravegherea jandarmilor mie mi s-a părut, cel puțin la aceste manifestări, corectă. Poate că puțin foarte numeroasă ca prezență, dar vorbim când o să-i dăm cuvântul domnului locotenent. Dar istoricul cel mai bine îl știe Ervin Albu. Istoricul acestor proteste de la Codlea, numărul 13 a fost ieri. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase. Aș vrea să nu ne concentrăm asupra persoanei mele, vă rog foarte mult, ci asupra cetățenilor care efectiv nu